ne găsiți pe 30 iunie la Stick to Your Gun și la Rockstadt, două mari evenimente din viața noastră pe anul ăsta, momentan cam atâta live. Ok, pentru cine nu știe, pe 30 iunie în București, în Clubul Fabrica, o să vină o trupă foarte, foarte interesantă. Pentru cei care ascultă emisiunea asta, o să vedem și în această emisiune, se numește Stick to Your Guns, sunt din California. Breathless va fi în deschidere, Perfect Zero for Infinity, Key to the Crown și Coma. Zic despre ce o să vedem în seara asta și am înțeles să mai pregătiți piese, mai... Păi în seara asta am adus la voi în emisiune Wolves, care este făcut de băiatul de la Secazon. Ne-a ajutat până noi odată, am alegat printr-o pădure și am făcut un clip cu Reducul când era în trupă. Și Sinking Ships, care e făcut de băieții de la Diamonds Are Forever. Ok, piesele astea fac parte de pe... Da, bună întrebare. Piesele astea fac parte de pe Split-ul cu Cap de Craniu, care avem fiecare câte patru piese. Inițial trebuia să fie albume individuale, erau prea puține piese. Am hotărât să facem un joint venture și a ieșit un split foarte mișto. Îl găsiți online la download, free download. Și urmează să facem un full length pentru la anul, dar până atunci vrem să scoatem o piesă în română, care va fi o surpriză. Este și cu un proiect special, este cu un scurt metraj. Nu va fi clip, va fi un filmuleț. Și vrem să ne lansăm site-ul cu un clip care nu a apărut încă, este face pentru The Flood. O piesă tot de pe Split-ul Cap de Caniu. Știu că voi ați cântat și prin alte țări, adică Bulgaria, din ce mai știu eu, din ce am văzut. Cum a fost acolo? Da, nu, am cântat în Sofia, în Mixtape, e un club foarte, foarte tare. A fost primul concert în Formula 9 cu Adiță la bas și cu Herțul la tobe, Formula 9 permanentă, sper, reîntregită și pentru drum lung. Aveți activitate concertistică pentru vara asta, aveți Rockstadt ăsta, unde e un alt eveniment foarte, foarte important pentru cei care ascultă muzica, care se difuzează în emisiunea noastră. Ok, în afară de Rockstadt, în afară de concertul Stick to Your Guns, care o să fie peste fix vreo două săptămâni în București cu Fabrica, mai e ceva de știut despre Breathless, ce mai trebuie să știm? Încercăm să rărim activitatea, pentru că local, dacă cânt foarte mult, lumea se plictisește. Ce ți-a zis? Prea doză de asta. Am simțit-o pe pielea mea, uite. Am început să-mi fac tatuaje, să-mi aduc aminte să nu mai cânt în anumite locuri. Nu, glumesc. Păi nu mai avem planuri, vrem să-mi facem pe media mai multe și ce am zis e bine anunțat. Adică Rockstadt, Stick to Your Guns în concertele mari, poate mai apare ceva, noi căutăm în permanență să ne facem cunoscuți prin concerte live bune, dar e cam greu să intri până la ele. Am văzut Stick to Your Guns, am văzut un videoclip cu Breathless, mai vedem încă unul, pagina de Facebook sau unde trebuie, sau v-ați cumpărat domeniul Google? Nu, avem pagina de Facebook, ăla e principalul momentan, cu toate că și acolo s-a ajuns la o saturație, nici nu știu cine mai citește articolele alea, dar o să scoatem site-ul care are singura importanță că lansăm cu clip, care e de flat, pentru că altfel la fel, site-ul va fi important, pentru că lumea va ști că e un clip acolo, vreo două zile, după aia e doar o chestie. Piratează, piratează, nu știu, o să pun eu muzică, îl pun pe Cosmuță să-mi dea muzică și o pun acolo, cu un link special, știi, zic, free download, Brida, dar de unde, că o să fie Stick to Your Guns, Architects, Metallica, mai dai, Metallica nu, man, că, na. Ok, pe atunci dacă nu este treaba asta cu muzica, mergem împreună și culegem mele în Albania, sau mergem la Depeche Mode, chiar, vrei la Depeche Mode? Nu vreau la Depeche Mode. Adi, tu vrei la Depeche Mode? Sigur, eu merg. Merg cu Adi la Depeche Mode, dar voi rămâneți să vă uitați, mai vine Breathless pe MTV, mersi. Noi, salut.